Nu știu ce căcat fac cu viața mea, adică cum Dumnezeule mare, frate, să joci Transformice? Transformice în 2017 sunt mort! Bă, bulangiilor! Tot ce am făcut a fost să fiu AFK pentru literalmente 3,4 secunde și am murit. Stai, ce-i chestia asta de aici? Tu ești? Da, eu ești. Sunt perfect eu. Nu contează. Salutare și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod în care jucăm un joculeț numit Transformice. Un joc ușoareci în care, din câte vedeți, unul fuge pe acolo și dansează în magazin. 50% reducere la blana asta, e de căcat oricum. Băi, și vreau și eu să mă văd, dar nu știu exact cum să fac să... Ah, fuck! Ah, shit! Oh, doamne, ok, sunt încă în viață. Nu știu exact unde sunt mort. Vreau și eu să nu mai văd șoareci și să mă văd doar pe mine, mă înțelegi? Pentru că sunt extrem de foarte mulți și vreau să vă arăt ce frumos sunt, dar uite, pot să fac asta, uite-mă pe mine aici, da? Very exclusive group. E extrem de exclusiv. Zim ceva, te rog. Ce vrei, mă? Cine? Stai, cum îi dau reply-ul ăsta să-i zic? Șoptește. Wait, nu în tab, stai. Șoptește. Îmi plac castorii. Așa. Da. Bun, i-am zis că îmi plac castorii. Nu uitați, oameni buni, că puteți să lăsați un like acestui minunat episod. Eu obișnuiam să joc cu Tsuki jocul ăsta foarte mult off-camera, pentru că eram doi amorezi și aveam și noi un joc de ne jucam și uite, bă, mă vezi ce drăguț sunt, dar stai așa că mă urmărește lumea pentru că am râie și vor și ei. Ce am o chestie care mă urmărește? De ce? Stai așa, că trebuie să mergem la brânză. Deci, practic, pe jocul ăsta ce trebuie să faci este foarte simplu. Trebuie să iei brânza, după care trebuie să faci altceva cu brânza, cum ar fi. A, să o duci la gaură, desigur, desigur. Dar nu... Ue, așa. Nu-mi dădeam seama exact cum puteam să fac chestia asta, dar uite-te la mine, e super simplu, vezi? Și ia uite, pac, am intrat în gaură, 10 puncte și vom ajunge să facem nivelul un pic mai mare, ceea ce nu știu exact ce înseamnă. Plus că am o grămadă de chestii, fiindcă nu mă pot polimorfiza în iepuraș. Dar ce voiam să fac eu? Voiam lista să... Meniu, editor de mape, inventar... Mamă, câte chestii am inventar, acilea, fi antenă! Am iepuri, am pinguini, pentru toți fanii Max și altele, avem vampirii de aia care sug sânge și doar atât, ok? Stai așa că nu-mi dau seama ce trebuie să facem aici, nu trebuie să facem nimic, trebuie să așteptăm șamanul. Pentru că deci practic el are puteri magice, da? Și ce face? El construiește chestii. Uite, a construit acolo așa ceva și vai de capul meu, bă, handicapaților! Au făcut o chestie și am căzut, da. Am căzut în apă. Nu, am mai primit un cadou de ăsta. Ce e asta, mă? Ce scrie? Fan pink like. Oh, vai, vai, doamne. Păi, și deci, cum am intrat pe jocul ăsta, oamenii au început să-mi dea pe meu orice. N-am mai intrat pe jocul ăsta de un an. What the fuck, man? Mă simt atât de... Vai, voi, nu trebuie să faceți așa, mă faceți să roșez. Eu, m-am născut la țară, m-am copilărit, sunt din Bârlad, băi! A, voi și voi mă faceți să roșez. Bun, hai că pentru data viitoare voi folosi un iepure de ăsta. De ce? Pentru că vreau să fiu un iepuraș drăguț. A spunat ăștia niște, ăsta, de fapt, niște șoareci și văd că îi bag acolo așa cu brânza la gaură. Eu am murit de câteva ori. Dar am 23 de puncte. Îți place această hartă? Da, e frumoasă această mapă, de fapt. E extrem de foarte frumoasă. Bun, hai mă. Așa, și ia uite, folosim un iepure, după care ia uite ce putem să facem. Putem să scriem ceva aici. X... A, doamne! Fuck! Am murit. Voiam să scriu ceva cu ăsta. Ai văzut cum am scris acolo și în spate? Vreau să scriu râie. Dar nu știu de ce. Săracii șoareci. Și văd și ei cea de treaba lor și eu le scriu râie.
Râie. Bun, stai așa, bun, da? Ia fi antenă, luăm ăsta și scriem salut. Perfect, le-am scris salut, vezi? Și ei văd acolo așa ce am scris eu și acum putem să mâzglim aici așa foarte, foarte mult. Putem să aruncăm câteva... Oh, magazin! Uite-te, boss, că am găsit! Phrases, dăruiește un cadou. Oh, dăruiește cadouri. Bun, văd că șamanul este prost, e mai prost decât multe alte chestii care sunt și alea proaste. Uite, a scris cineva penc acolo așa. Vai, ce drăguț. Ce drăguț. Oh, uite-te la mine, mamă, ce drăguț sunt, frate. Mă vezi, sunt acolo și am ititel, dar sunt prea mult șoareci. Pentru că a murit șamanul, o să se termine runda imediat, în 2 secunde. Da, ai văzut, sunt foarte drăguți și sunt iepurași, pentru că sunt frumos și iepurii sunt drăguți. Ok, bun, hai că de data asta eu am o... Nici măcar nu știu unde sunt eu. Unde? A, uite-mă, ok. Bun, deci, eu am o presimțire că o să ne descurcăm de minune, dar nu vă pot spune exact de ce. Hai că vă spun, sunt profesional la jocul ăsta, deci, frate, știu să fac wall jump-uri, fii antenă la mine, fii antenă, vezi? Vezi ce simplu? Nici măcar nu știu. Wait, de ce am venit aici? Trebuia să merg la brânz întâi. Păi și eu cum ajung la brânz? Ah, uite-mă, baloana... Fuck. Balonașele, voiam să mă urc pe balonaș și să ajung până acolo. Bă, șaman bulangiu! Ridică-mă, bă, și pe mine! Mă încercuie lumea și fac selfie-uri cu mine. Fucking șobolani stupizi. Bă, bulangiilor. Hai, Pink. Ce hai, mă? Nici n-am brânza. Vreau și eu. Dar eu sper să nu ajung șaman prea curând, că nu mai știu exact cum se joacă și o să mă înjure lumea. Hai, mă! Vreau și o brânză. Vreau brânză și nu mai am cum să ajung. Acum, Dumnezeule mare, se ajungea acolo? Cred că se ajungea... Probabil. Wait, stai o secundă. Oh my god, este posibil să faci așa ceva. Oh, asta e un pic jenant. Da. Ah, acum am luat brânza pentru că mi-a dat-o șaman. Bă, lasă-mă, mă, frate, că mă descurc eu singur. Tu ai uitat că eu sunt profesional la jocul ăsta. Nu trebuie să-mi dai tu mie brânza, că eu am luat brânză de când eram mic. Cred. Câte secunde mai avem? 42. Ar trebui să fie suficient ca să ajung până la gaură. Yes. Văd că e și un cadou de Crăciun acolo și a emitit el acolo, dar cred că e event de Crăciun pentru că e Crăciunul și pentru că pe toate jocurile existente vreodată, literalmente, sunt cadouri. O grămadă de oameni îmi dau pe me și sunt sigur că vrea să facă schimb cu tine. Ok. Ia să-i dăm niște de-astea, uite. Iar niște pinguini, mă, că am auzit că ești fan Max și altele și uite așa. Validează. Hai. Păi, ce sunt chestiile alea? What the fuck is that? Mi-a dat niște chestii și nu știu exact ce fac. Ia să mă uit la inventar. Inventar. What the fuck? Cred că sunt chestii de Crăciun. Bă, lasă-mă, frate, cu schimbul, că trebuie să mă duc să termin harta. Fii antenă că toți fraierii ăștia se duc și iau brânza și eu nu mai iau. Wait. Când ai... Pleacă-mă cu schimb, bă, bulangi... Oh my god. Nu mă lasă oamenii, mă, să-mi vădă treaba mea și să fac aici chestia asta. Dacă ești primul care ia brânza și... puteam să mă descurc și singur, dar mersi că m-ai ajutat, ce pot să spun. Primești, mi se pare, că niște puncte în plus, știi? Ui! Yes! Am luat cadou! Bine, boss! Nice! Și ce am primit din cadou ăla? Apar, n-am primit absolut nimic. Penk OWO. Oh, vai. ADD Tuzi Candelam. Bă! Wait, nu mai afișa acest tip de dialog. Așa, gata, lasă-mă în pace, bă. Lasă-mă în pace că vreau să duc brânza la gaură și n-am timp de acceptat cereri. Că practic nu mă mai pot duce să... wait, ce? Oh, fuck! No! Stop. Sunt în apă și am nevoie de ajutor. Aveam nevoie de o bulă. Yes, hai, ridică-mă. Yes, yes. Planul meu malefic a funcționat. Am folosit moartea unui sărac șobolan ca eu să ajung sus. Ok. Bă. Hai, construiește ceva aici așa ca să ajungem și noi la brânză. Haide, te rog eu. Uite, bulangiu ăla a luat brânza, dude. Și e prost că a căzut în apă. Fraier. Vreau eu să iau brânza primul și să mă duc să o pun la gaură. Pentru că...
pentru că aparent șoaricilor, ca să nu zic oamenilor, șoarecilor aici le pasă de așa ceva, știi câte fărsturi ai. Ia hai să dansez și eu. Uite mă ce frumos dansez, fii antenă. Hopa! Dar vreau să rămân așa cam singur ca să... Pleacă mă cu bățul tău de selfie! Pleacă de aici și lasă-mă să dansez în voia mea. Și o chestie care mă urmărește dintr-un motiv sau altul, dar nu știu ce e chestia aia. Credeți că ar trebui să iau și Pățuchi și să jucăm amândoi Transformers, pentru că n-am mai jucat de absolut foarte mult timp și nu-mi dau seama unde o să cad. Oh, Doamne. Fuck, puteam eu să fiu first, dar cineva a... Păi, unde-i gaura? Oh, gaura e în cealaltă parte, ce prost sunt. Ok, nu mai contează. Da? Dar cineva a intrat primul în gaură de mult timp. Nu știu exact cum a făcut chestia asta. A avut el noroc, mă, și-a luat el brânza și a intrat acolo așa. Îmi dai oi și mie un mesaj să mă laud la prieceni. Ce e aia prieceni? Bă, șoptește. Ce e aia prieceni? Bă. Cred că am scris exact cum a scris el, cred. No. Hai mă, terminați și voi aici mâine pentru că eu am luat brânza și literalmente mai sunt 3-4 fraieri care sunt AFK. Așa, dă-le brânza. Așa, după care... Wow, chiar a mers chestia asta. Deci până l-a înghețat săracul de el. Bun. Stai așa să-mi dau seama pe harta asta ce trebuie să facem. Stai, no! Fuck! Șoareși nenorociți! Au împins aia foarte repede, dude. Fii antenă la bulangiu ăla. A luat chestia aia de lemn și acum nimeni nu mai poate. Uită-te la el cât de nesimțit e. N-am mai putut să văd așa ceva. Nesimțire. Tot respectul. Vai, ce bă, v-am zis să vă opriți. Bă, vă rog, mă faceți să mă simt ce drept. Ok. Uite cum își bate pisica lui. Serios, ăla are schimb de pisică, uite ce urechi are. Uite cum își bate pisica de ei, frate, ai văzut? Bun, pentru că... Oh, Doamne, harta asta e chiar foarte complicată și sunt doi șamani. Ok, care-i faza aici? Trebuie să luăm brânza de acilea, să o ducem la gaură, iar șamanii trebuie să facă ei ceva construcții foarte mare aici, din câte puteți vedea, pentru că e destul de complicat să ajungi la... la brânză. Dar voi sta, uite, acolo așa, alături de prietenii mei șobolanii și... Cred că va fi minunat dacă da, vom sta aici și vom aștepta. Bă, și ce am putea să facem? Am eu o idee. Deci, fii antenă, o să fac ceva foarte stupid. Deci o să facem, uite, așa. Cred că mai bine făceam chestia. Oh my god, asta e minunat. Da, și ce o să lăsăm așa? E stupid, dar stai așa. Să mai tragem puțin. Oh, da, perfect. Oh, professional game player, dude. Da, fucking no. Da. Acum am acoperit o grămadă din joc. Wait, stai! Ce se întâmplă? Uite că putem să ajungem la brânză. Yes. Oh, da, am luat brânza. Ok, acum mă voi duce. Mă voi duce. Așa, la gaură. Și ia și ăla. Perfect. Easy cadou de Crăciun, dude. Uite, vezi, nici măcar n-ai mai putut să... Fuck, e stupid, bă, o să dăm ăsta la loc. Voiam să mă văd de foarte aproape, dar nu mai contează. Mamă, cât de pătrățos e jocul ăsta, frate. Ignoră faptul că editez video ăsta live acum, în timp ce mă joc. Așa ceva n-ai mai văzut în viața ta. YouTuber de calitate, deci vă rog. Perfect, ceva de genul ăsta, cred că era. I'm fucking no, dude. Te spun, Lutsuki. Și o să mă spună Lutsuki că mă joc Transformice fără ea. Oh, no! Mersi. I hate pink. Mersi pentru cadouri, oameni buni, sunteți. Sunteți atât de darnici. Uite, am titlu. Turtă dulce. Damn, son. Titlu de turtă dulce. Realizezi așa ceva. Hopa! Hopa! Oh, come on! Eram atât de aproape, dude. Hop, hop. Și ajungem până aici, sărim așa, hop, hop, super simplu. Unde e brânza? Păi că nu-mi dau seama, brânza e aici? A, e aici, ok. Așa,
Perfect, și acum mergem în sus, în partea asta, la altă. Am, desigur, voi dacă veți juca jocul ăsta, desigur că nu veți putea să faceți wall jump-urile astea minunate pe care le fac eu, pentru că eu eram profesionist pe vremea mea la acest joc și voi nu o să fiți vreodată în viața voastră, pentru că e complicat, dar eu sunt foarte, foarte bun și mă mănâncă peptul și cred că voi pune capăt acestui minunat episod aici. Dacă vă place... Bă, urma să fiu șamanul, bă! Bă, ești nebun, dar nu mai știu cum se face când ești șaman. Hai că o să încercăm. O să... Avem 76 de puncte amândoi. Dacă... Dacă cumva am noroc, o să fiu eu șamanul, dar nu cred, pentru că ăla e deasupra mea în lista aia, știi? Vreau să fiu și eu șaman, odată măcar. Deci o să mai stăm puțin până când toți nenorociții ăștia o să ajungă și ei. Mă, frate, cât vă trebuie? Bă, 10 milenii de minerale vă trebuie ca să ajungeți până la o gaură? De ce? De ce? E imposibil așa ceva. Sunt foarte mulți șoareci drăguți, într-adevăr, care nu intră în gaură pentru că n-au mult păr. Rimează, dar nu prea are logică, mă înțelegi. Hai, mă, frate, hai, mă, pune-i, mă, să termine mâine, mă. Bravo, bravo, nu știu de ce ai făcut asta. Asta nu te-a ajutat absolut deloc. Te ador. Wow. Ok. Mersi foarte mult. Ok. Bun, uite, mă, bă, nu sunt șaman, fuck. Și nici măcar nu e harta cu șamania asta, ce nasol. Am crezut și eu că o să... Fuck, ce era cât pe ce. Era cât pe ce, wait, unde trebuie să ajungem, tot acolo? Aha, fuck. Fuck, yes, yes. Cel puțin e super simplu și am ajuns și am băgat brânza în gaură. Și din câte vedeți, acum am cele mai multe puncte. Te rog eu să nu mă întreacă nimeni la puncte, că vreau să fiu șamanul. Și acum, dacă o să fie o hartă nașpa, o să mă sinucid și săracii de ei. Uite, mă, ăla și-a luat și cadou. Ce deștept e el, mâncaia și gurița lui de șoare, ce deștept. Fii antenă la el. Ăla e trist că nu-l salută nimeni. Păi ce să-ți fac dacă n-ai iteme șmechere pe tine, frate, cum am eu? Nici măcar nu știu de unde am așa ceva. Ui, nu, acum sunt șoarec. Mai multă brânză, inventar, magazin, aici la magazin? Da, unde sunt itemele? Fuck. Stai că încep. Ui, sunt șaman, stai așa. Stai că vă ajut eu imediat. O să vă pun niște baloane. Fucking no. Ia, mă, de aici, ia balon, mă, na. Da, urcați-vă pe balon. Stai, mă, că eu aveam și o contrapție de asta de făceam. Stai așa, uite, asta. Și făceam ceva de genul ăsta. Așa, da, perfect, exact ce voiam să fac. Și apăsam pe B. Ca să o facem, uite, așa. Și acum se pot urca toți, da, este 100%. Perfect, normal. Îmi pare rău pentru fraierea care au rămas acolo și a închis, nu e problema mea, da? Și acum, stai așa că facem o chestie. Vom face următorul lucru. Vom pune, uite, așa, ceva aici. După care vom atașa... Bă, handicapaților! Bă, bulangiilor! Stai așa. Pleacă de aici. Nu, m-a cerut cineva în căsătorie. What the fuck? Stai că nu sunt destul de aproape, stai așa. Și o să punem asta, uite, așa, cred. Am făcut ceva foarte grav. Există, știi ce, mă? Unde sunt arcurile? Stai așa că vă pune eu arcuri. Nu săriți pe arcul ăla! Cine sare pe arcul ăla are 100% râie. Ok, le-am pus 3 arcuri ca să treacă peste. Dacă ați sărit pe el, îmi pare rău. Dacă ați sărit parc. Pentru că au uitat oamenii la gaură, uite ce putem să facem. Mai băgăm și de aici oameni, pentru că eu am puteri, frate, am puteri de șaman, știi? Că am level 45. Cred că sunt unul dintre persoanele cu cel mai mare level existent vreodată. Uite, na, luat și un măr. Vreți un măr? Uite, v-am dat un măr. Nu știu exact de ce. Dar mă rog. Uite, am de asta de teleportare. Mamă, ce șmecher. Pam! Ia uite-te la mine, dude.
Ok, păi vreți și voi să vă duceți la brânză? Uite toți ratații aia de acolo care au rămas și nu mai fac absolut nimic. Bă, nenorociților, vreți să vă îngheți? Ia hai, hai, gata cu șpirul, gata. Plecați de aici așa. Hai, gata. Stai așa că am eu o idee. Bravo, ne-am sinucis cu toți. Trebuie să salvez toți șoarecii rămași pentru a intra în gaură. Wait, eu sunt... Ah, eu am două vieți pentru că sunt șaman. Easy experiență, dude. Pe data